Regele cel bun și înțelept. A fost odată, într-un regat îndepărtat, un rege bun cum nu s-a mai aflat altul pe lume. Toți supușii săi o duceau bine și nu aveau a se plânge de nimic. Într-una din zile, regele alungă din regatul său un supus care insultă familia regală. Acesta, ca să se răzbune, merse la regele vecin și propuse să-l atace pe regele cel bun, spunându-i că acesta nu va opune rezistență. Regele vecin nu prea crezu cele auzite, dar își trimise câțiva oameni să spioneze dacă are arme multe și soldați care fac instrucție. Aceștia se întoarseră și spuseră: "Nu am văzut oști sau gărzi la palat." Regele vecin, crezând că ceea ce grește sfetnicul e adevărat, porni cu aste mare să cotropească întreg regatul. Sfetnicii regelui bun îl anunțară pe dată să pregătească armată, dar acesta nici gând. Lăsă dușmanul să înainteze nestingherit până la porțile orașului, iar apoi porunci ca acestea să fie larg deschise. Regele vecin se miră de o asemenea primire și merse până în fața tronului, unde regele îl aștepta înconjurat de toți supușii săi. "De ce nu lupți?" îl întrebă. "Nu vreau ca supușii mei să fie răniți inutil. Dacă vrei regatul, ia-l, dar promite-mi că îl vei face să prospere și te vei purta bine cu oamenii." Auzind aceste cuvinte, regele vecin rămase foarte impresionat de o asemenea judecată, așa că părăsi de grabă regatul, cerându-și scuze pentru relele sale intenții. Se întoarse în regatul său și îl alungă pe cel la ale cărui vorbe plecase urechea.